Nu mai este mult și vine weekendul și totodată momentul când gospodinele vor să-și încânte familia cu o surpriză culinară. Alina Laufer are o idee și pentru aceste zile. Începe rubrica de gătit. Să rămână pentru masă! Vine Halloween-ul și pentru că vrem să fim pregătiți, astăzi o să facem niște rețete înfiorătoare. O să facem niște rețete potrivite pentru cei mici de Halloween. Și anume niște cremvuști mumie și niște stixuri măturici. Haideți să vedem de ce avem nevoie. Ingredientele sunt puține, însă măiestria este mare. Avem nevoie de cremvuști, avem nevoie de foietaj, foarte, foarte puțin muștar, o să vedeți pentru ce avem aici, și pentru măturicile noastre, vrăjimăturicile, avem nevoie de stixuri, de batoane de brânză, puțină brânză cheddar, și câteva codițe de ceapă verde. Ingrediente puține, dar măestrie mare. Haideți să trecem la treabă, să vedem cum realizăm aceste minunății. O să luăm un cremvuș și o să-l împachetăm exact ca pe o mumie. Poate fi destul de dezordonat. Nu contează, mumiile noastre o să fie la fel de delicioase. Mumiile noastre sunt gata aranjate, nu avem decât să le băgăm la cuptor la 200 de grade până când devin aurii. Acum o să facem vrăjimăturicile noastre. În primul și în primul rând o să tăiem batonul în trei și o să îi facem niște crestături. Tăiem și câteva bucățele de brânză cheddar. Luăm un stix, după care cu brânza de culoare diferită o să răsfirăm măturica noastră. Foarte frumoase sunt. Mumiile noastre sunt proaspăt ieșite din cuptor. O să le facem niște ochișori din muștar ca să pară cât mai realist. Dragii mei, deși mi-am dorit să iasă teroare în farfurie, au ieșit chiar drăguți. Vă urez poftă bună și Halloween fericit! Vă pup! Să rămână pentru masă!